prin rolul covârșitor în Marea Unire de la 1918 și în realizarea reformelor ce au stat la baza democrației interbelice. Este vorba despre Ion Ice Brătianu sau Ionel Brătianu, după cum îl numeau apropiații. Născut în Argeș de formație inginer, Ionel Brătianu nu a profesat, alegând viața politică. Exponent al celei mai mari familii de oameni politici români, Ionel Brătianu a fost lider al Partidului Național Liberal pentru 19 ani. El a fost de 5 ori președinte al Consiliului de Miniștri, mai mult decât oricare alt om politic român, de 3 ori ministru de interne, de 2 ori ministru al apărării naționale și de 2 ori ministru al afacerilor externe. Liderul liberal a avut o serie de reforme îndrăznețe, printre care reforma agrară, proiectul unei noi constituții, legea electorală și dezvoltarea politicii externe.